Mi-amintesc, doamna Turcan, fost ministru al muncii, susținea în urmă câteva săptămâni că renegocierea PNRR este de fapt o perdea de fum, citez. Dumneavoastră cum credeți? Nu știu ce. Mi-e un pic greu să e intru. O perdea de nu vreau fum, să fac din asta, nu vreau să fac tema. Din asta o polemică. Așa, la nivel absolut personal, nu știu dacă e neapărat o perdere de fum, cât eu nu îi văd neapărat în momentul astăzi. Da? De ce? Repet, când am încheiat procesul ăsta și avem cifra. Pentru că eu la un moment dat am pus o întrebare, sigur, vreau totuși să avem o colaborare loială în interiorul Ministerului și atunci e corect să fiu un pic mai rezervat. Dar am pus o întrebare la un moment dat. Mergem mâine la comisie. Ne cheamă comisia, spune, că dumne, venim să discutăm procentul ăsta. Mâine, da? Mâine miercuri. Și ne întreabă, ok, nu vreți 9,4, cât vreți? Mi-e teamă că nu știm asta să spunem cât vrem. Pentru că încă procesul nu e gata. Și nu avem un plan. Din acest motiv, eu înțeleg ideea, da, e în regulă și e util să avem o plajă mai mare, dar pot să înțeleg asta, din acest motiv nici nu sunt un critic al ideii în sine de a discuta acest procent, doar că asta spun, văd un pic antediscutat, dacă vreți. Da? Mi se păreau că pașii erau un pic în altă ordine. Dar